Un preot din Constanța a renunțat la terenul pe care ar fi trebuit să-și construiască propria casă pentru a ridica un așezământ pentru copiii abandonați și mame abuzate. De 5 ani, bărbatul muncește cot la cot cu muncitorii și speră ca în doar 2 luni să-și vadă visul devenit realitate. Vrea să-l inaugureze chiar de ziua lui, acesta fiind singurul cadou pe care și-l dorește. Aici e bibliotecă, o parte din bibliotecă. E mobilă care mai trebuie montată pe zona de parchet. O ieșură pe mijloc, acolo e zona de spălat, mașini de spălat, mașini de uscat. Aici e zona de toale. Toale, aragaz. Preotul Claudiu Banu din Constanța muncește de ani de zile la realizarea visului de a le construi o locuință copiilor abandonați. Am visat că eram înconjurat de mulți copii și m-am trezit tulburat din acel vis, l-am povestit apropiaților mei, familiei mele și am așteptat ca Dumnezeu să rânduiască momentul când am luat decizia de a face acest așezământ. Momentul important a fost când am primit acest teren, care este în proprietatea parohiei noastre, teren primit pentru a-mi face o casă eu însumi. Și cel care mi-a dăruit acest teren din familie, rudă, i-am povestit acest vis și am spus că aș dori să facem un așezământ pentru copii abandonați. Eu în acea perioadă vizitasem copii abandonați în spitalul din Constanța. De-a lungul anilor, proiectul preotului a devenit cunoscut și acesta a primit sprijin din partea oamenilor de afaceri și nu numai. Aici e miracolul binelui. Nu ești singur și doar te gândești, trebuie să mobilezi acea clădire. Și în câteva săptămâni îți vine mesajul. Și l-am mobilat. Am mobilat întreaga clădire. Vreme de 5 ani a lucrat părintele alături de muncitori ca să vadă fiecare perete al viitoarelor odăi pentru mame și copii ridicat. M-am dus să mă reculeg un pic la mănăstirea din Techirghiol, unde este mormântul părintelui. Când eram mic, bunica mea lucra ca femeie de servici la mănăstire. Și atunci copilăria mea a petrecut acolo în fiecare vară, lângă părintele Arsenie, care mi-a marcat viața. Când m-am dus la mormântul părintelui, după ce am primit acest teren și am zis, wow, cine îți dă ție astăzi un teren, ia și fă-ți o casă. Iar tu la rândul tău să spui, nu-mi fac casă, pentru că nici n-aș putea și nici nu vreau, dar uite, facem un așezământ pentru cei sărmani. Când va fi gata, așezământul va avea 35 de locuri.